fragil. Pierde ușor această minge. Croitorul nu mai are viteza de altă dată. Deschide jocul însă pentru Batin. Să vedem continuarea lui Batin. Și gol! 1-0, Botoșanul marchează în 10 oameni în minutul 86. Paul Batin, un șut deviat și este nebunie de nedescris la Botoșani. Un gol venit practic din nimic, o minge pierdută de Alex Ioniță, un contraatac fulger și apoi un gol norocos, să recunoaștem. Paul Batin, după ce marca în urmă cu 3 ani în tricoul CFR-ului împotriva Astrei, marchează din nou. Iată aici șutul lui Batin, este deviat de un jucător de la Astra în proprie poartă. Cred că Ben Youssef este cel, da, tunisianul s-a aflat nefericit pe traiectoria acestui balon trimis nu foarte puternic de Paul Batin și vom avea un final de meci incendiar aici la Botoșani. 1-0, Botoșaniul dă lovitura.